suntem în Uniunea Europeană, cum, dacă nu avem o gură de apă? Înseamnă că jâsuflă mânza asta e rușine pentru România. Fiecare primar, când candidează, promite că rezolvă problema asta. Doamnelor și domnilor, prin ceea ce veți urmări în această emisiune, o să vi se pară greu de acceptat că se întâmplă la Vatra Dornei. Și anume, trei familii asistă la o demolare a locuințelor în care locuiesc de 50 de ani sau de 30 de ani sau chiar de 5 ani de zile. Trei familii care nu știu unde vor pune capul pe pernă în această noapte. De câți ani locuiți în locuința dumneavoastră cu mama dumneavoastră? Exact, de când m-am născut, mai exact din 63. Deci aici am locuit. Deci 50 de ani. Da, 50 de ani. 40 de ani am plătit la IGO, cum era atunci, și 10 ani am plătit la evreu, la comunitatea evreiască. Împreună cu cine mai locuiți? Cu mama și fetele care sunt la școală, la Bloștene acum. Că... Deci patru da. Persoane? Da. În câte camere? Două. Două camere. Până când aveați dumneavoastră contract cu proprietarul? Până în iulie anul ăsta. Până în iulie, dar noi suntem încă în iunie, da. În mai. Da. Și în ciuda faptului că aveți această hârtie, contractul, proprietarul va evacua, de fapt nu asistăm la o evacuare, noi asistăm în momentul de față la o demolare. Da. La o demolare, așa, cam peste noi demolarea, că n-am scos încă nimic din casă și deci... Locuința dumneavoastră este cea din capăt? Da, cea din capăt. Bine, eu presupun că, deși suntem încă la prânz, cu siguranță că până la sfârșitul zilei, cei care se ocupă de această demolare vor ajunge și deasupra locuinței dumneavoastră. Normal, vor ajunge. Și atunci, nu știu. De când vi s-a pus în vedere că trebuie să părăsiți această locuință, deoarece a fost retrocedată proprietarului, un evreu, nici măcar nu știu cum îl cheamă? Nici noi nu știm cum îl cheamă, nu știu dacă știe doamna. Din martie am fost preveniți. Anul acesta? Da, da. Din martie vi s-a spus că nu o să vi se prelungească contractul. Am fost mereu la consiliu, la audiență, la... domnul primar și ne s-a spus că nu există nici măcar un metru pătrat în Vatra Dornei. Că nu există o locuință? O locuință. O locuință. Da, măcar o cămăruță. Pentru dumneavoastră, fete și mama. Da. Dumneavoastră, cum vă numiți și de câți ani locuiți în această casă? Mă numesc Vicovanu Georgeta, locuiesc în această casă de 30 de ani, 20 de ani cu chirie la primărie, 10 ani la evreu. Locuiesc cu eu și încă cu doi copii minori. Deci doi copii minori. Da. Care este locuința sau care este, s-a fost deja dezafectată? Asta de pe mijloc. Deci practic nu mai aveți acoperiș acum? Nu mai este acoperiș. Lucrurile vi le-ați scos din casă? Le-am băgat în două garaje la vecini. Și unde veți dormi cu cei doi copii minori? Nu știu. Nu știu. Nu îmi dau seama unde mai duci. M-am dus la primărie ieri dimineața, am vorbit cu domnul primar, mi-a zis că vine la 10, n-a venit. Astăzi m-am dus în audiență, că o să vină, o să vadă, nu sunt locuințe disponibile, o zis că. Bun, dar trei familii totuși în noaptea aceasta nu au unde să doarmă. Nu știu unde. Nu ne dăm seama unde ne ducem. Nu știu. Nu-mi dau seama. V-ați fi gândit după 30 de ani, nu. Ca și vecina după 50 de ani, că veți ajunge în această situație? Nu. Nu. Deci ambele sunteți din Vatra Dornei, dornence. Da, dornence. 30 de ani de chirie la primărie și la evreu. Da, vedeți dumneavoastră, există, din nefericire, există așa un curent...
la nivelul unor politicieni din Vatra Dornei, a unor oameni foarte importanți din Vatra Dornei, un curent care pare să-l fie atins și pe domnul primar, și anume că centrul orașului este populat cu etnici romi, care au fost aduși în urmă cu 2 ani de zile, un număr de aproape 300, ca să-l voteze pe fostul primar, cărora li s-au făcut buletine și care stau în centrul orașului sau în cartierul Miriștei și care trăiesc claie grămadă, cum se spune în folclor, în câteva cămăruțe. Am venit aici și nu văd etnicii romi la care făceau referire persoanele suspuse din acest oraș. Cred că dumneavoastră, doamnă, sunteți de etnie romă și sunteți de 5 ani de zile locuiți aici. Noi nu l-am votat pe el cu aceste cazuri. Deci noi nu am făcut aceste treabă. Deci dumneavoastră, în urmă cu 2 ani sau prieten, cunoștiți, ați fost aduși din Galați ca să votați un anumit primar? Nu am fost noi aduși. Cine știe cine e vorba? Cred că la Bărăși, dar nu noi. Eu stau aici 5 ani cu băiețelul și cu soțul, deci noi nu. Câte persoane sunteți? 3. Da. Și dumneavoastră unde stați? Pe partea aceasta? Pe partea cealaltă, dar deja e gata. E scos toți de ieri. De ieri e scos. Unde vă sunt lucrurile? În magazin și într-o cameră aici. Am pus până mâine. Unde ați dormit noaptea trecută? La mama. Deci la mama dumneavoastră. Da, și mama stă tot în chirie. Atât. Și el acum l-a adus sormea, că n-avem unde să-l ținim. Și ce veți face la noapte și zilele următoare? Nu știm. O să mergem la primărie, stăm acolo. Unde? În fața primăriei? În fața primăriei, să vedem ce zice domn primar. Nu știm. Alții au și noi nu. Stăm pe străzi. Nu știm. Chiar nu știm ce să facem. Aveți buletin de Vatra Dornei? Da. Că e o altă condiție pe care văd că se pune la Dornă. Și am domiciliu pe strada Negreș numărul 9. Acolo am buletinul și domiciliul la mama. La mama? Da. Atât. Unde ai dormit? La mama? La bunica? Da. Și noaptea asta ce o să faci? Duc la mama, eu să meargă la mama. Eu o să văd ce o să fac, nu știu, el să meargă, măcar el la mama stăi. Nu pot să-l car după mine. Are și curent o trasă aici. Duc la mama. Da, aici. Doamna spune că va protesta și că va dormi pe trotuarul primăriei, din fața ușii primăriei. Nu știu, tot la fel facem. Toți la fel, că evreii ne-au oferit niște locuințe sus. 4 milioane, 3 milioane jumătate, 2 milioane jumătate, pe o singură, dar dacă dăm 2 milioane pe lună, a cerut și avans încă 2 milioane, 4 milioane, fără lumină, fără toaletă, fără apă. Deci nu aveți acești bani? Nu. Nu. Nici nu e convins. Noi plăteam aici. Nici nu e convins să dăm atâția bani fără apă, fără WC, fără lumină. Unde suntem? În junglă? V-a oferit în care? Clădirea dinspre centrul orașului, nu? Sus. Și pe lateral jos și iară pe lateral sus. Deci, practic, acolo la etaj, unde este domnișoara respectivă, nu? Da, da, da. Unde filmăm noi acum? Acolo, da, acolo e 2 milioane jumătate chiria. Jos, bine, 2 milioane. Văd că e în capătul acelui balcon. Este o fetiță, ieri au intrat în locuință. Așa, fără curent, fără apă, fără... Fără curent, fără apă, fără veceu. Da, doamnă, și vorbim de, dacă stau bine să mă gândesc, că casa care se demolează este chiar lângă sala de sport, este chiar lângă clădirea domnului consilier Roman Boca, deci este punctul zero, este ultracentral, cum se spune. Da. N-avem ce face. Mulți consilieri cred că nici nu știu, sau poate domnul city manager, domnul primar, domnul viceprimar, că oamenii stau în astfel de condiții, fără apă, fără curent, fără... Am băgat, am tras apă, s-au făcut toalete, s-au făcut. Deci aici aveați? Da. Înăuntru era. Puteți să intrați să vedeți că doar au fost băiți, au fost camerele separate, dormitor, sopi, teracotă, sobă de bucătărie. Iar timp de 50 de ani ați fost un bun platnic, adică da, 30 de ani la... La Igo. 20. 20 10 ani la Evreu. 2 milioane. Prima dată au fost 75, da. 1 milion jumătate, 2 milioane. Chiria. Iar cu... Și mai fost o condiție, nu ni s-a pus chiria până pe data de 25 a lunii. Dacă întârziam o zi la chirie, 4 euro jumătate penalizare pe zi. O singură zi întârziere. O singură zi întârziere, 4 euro jumătate. Dumneavoastră mi-ați zis că domnul primar a spus că dacă vine proprietarul, evreul respectiv, da, să mergeți împreună la dumnealui. Ce eu nu ne-a primit domnul primar, domnul vice.
Domnul Cojocaru, ce v-a spus? O întrebat-o pe doamna Sanda Orghici. Da. Câți ani a fost cu chirie la primărie? 20 de ani. Și de 20 de ani cu 10 ani chirie la evreu, de ce nu s-a luat în considerare să ne dăi undeva locuințe sociale? Și ce a răspuns doamna Sanda Orghici? Nimic n-a răspuns doamna Sanda. Nimic nu a răspuns. O tăcut. Deci dumneavoastră ziceți și din ceea ce spunea domnul Cojocaru că ați fi putut primi... Da? Că în termenul ăștia de 10 ani nu s-a putut oferi o locuință socială? După 20 de ani chiriași la primărie? Da. După 20 de ani și cu 10-30. Nu ni s-a oferit. Da, dumneavoastră 30, dar doamna 50 de ani. 50 de ani chiriașă? 50 de ani, o viață de om. O viață de om? Da. Mama, cum simte toată această nebunie, că un lucru sănătos nu e ceea ce se întâmplă? În vârstă, normal că se simte rău. Da, i s-a făcut rău. S-a făcut rău? Da, i s-a făcut rău. Ați fost împreună la primar? Da, am fost împreună și nu ne-a primit nici măcar în audiență astăzi. O dat numai 5 bonuri de alea, numere, nu? Numere. Numai 5 numere și când am vrut să intrăm la primar ne-a oprit portarul și nu ne-a lăsat nici măcar să vorbim. Și mama e în casă acum? Încă da. În casă? Da, încă în casă, stă pe pat. Se simte rău. După atâția ani de a dat seama. Nici nu vreau să o mai necăjim, să o tulburăm și noi mai mult, dar e clar că acum cei care ziceți, tot voi ziceți că au autorizație de construcție, văd că au oprit lucrările pentru că facem noi acest interviu. Altfel ar fi continuat, oricum, și vor continua. Da, vor continua, normal. Vor continua până vor ajunge și la mine, îndată. Da, un fost elev de-al meu a sunat la 112, au venit cei de la poliție, chiar a fost oarecum, știu eu, admonestat faptul că sună la 112 pentru un asemenea caz, că ar fi trebuit să sune la ITM, dar până la urmă a venit cineva de la poliție și cred că s-au verificat actele demolării. Da. Au venit de la poliție doi domni, au mers la primărie și au venit cu certificatul la autorizația de demolare care au dreptul să demoleze. Dar nu a venit nimeni de la primărie să supravegheze? Nu a venit nimeni de la primărie să vadă. Vreun inginer, doamna Agapi, domnul... Nu, n-a venit nimeni de la primărie. Adică cineva care, totuși, nu mi se par cei care, cu tot respectul, pălăriilor largi pe care le poartă pe cap și fustele la fel de largi, nu par să fie, să facă parte dintr-o firmă care să se ocupe de demolări, dar cine știe, în România e posibil orice. Da, nu avem ce să zicem. Ei ne-au zis de ieri care demolează să eliberăm că au firmă de, au autorizații de demolare și să ieșim afară. Și nu aveți alte rude, cineva... Nu am pe nimeni, eu sunt din... Când am venit în Dorna, am venit la 18 ani. Maica mea e moartă, nu am pe nimeni. Nu am unde să mă duc. Nu eu... aveți absolut nicio... Nu am pe nimeni, nu. Și nu aveți nicio soluție în momentul de față? Nu am nicio soluție unde să mă duc. Nu deci am. Mâine, dacă această clădire va fi demolată complet, dumneavoastră rămâneți doar cu lucrușoarele de-o viață și atât. Și cu copiii. Copii, bineînțeles, doi copii, unul de 14 și unul de 12. Doi minori? Doi minori. N-a venit niciun consilier local, nu. Nici primarul, nici viceprimarul, nici un deputat parlamentar, orice ar fi, nu. N-a venit nimeni? Nu, de la primărie n-a venit nimeni. Nimeni. Termen de o lună de când merg în fiecare miercuri, m-am dus și dimineața și l-am oprit pe domnul primar înainte de a intra în clădire la primărie. Nu avem spații, așteptați, dacă auziți undeva, veniți și mă anunțați. Deci dumneavoastră să găsiți o locuință... Da, găsesc... O secundă. Dumneavoastră să găsiți, v-a sugerat ca dumneavoastră să găsiți o locuință liberă a primăriei, după care să veniți să-i spuneți, domnule primar, vedeți că primăria are o locuință undeva liberă și vă rog să ne-o dați nouă. Cam asta e logica domnului Boncheș? Așa mi s-a spus domnul primar, mă zic că dacă depistăm undeva o locuință, să mergem să-l anunțăm. Veți face apel și întrebarea este pentru toate trei, inclusiv la televiziuni județene sau naționale?
Am vrut să facem la ProTV. Să chemăm ProTV-ul. Să vedem, nu ne bagă chiar nimeni în seamă. Deși problema este cunoscută de foarte mult timp. Păi este din, cam de prin martie, nu? Mirabela, din martie. De pe 17 martie s-au expirat contractele. N-a vrut să mai încheie evreu contracte. Da, haideți să recapitulăm. Avem un om în vârstă, mama doamnei, câți copii în total, cele trei familii? Doi a tăi, doi a mei, cinci. Cinci copii. Cinci copii, da? Cinci copii au nesiguranța unui acoperiș. Începând de ieri, asta este a doua zi acestei barbarii. Pentru că atâta timp cât nici un om din administrația publică, oameni, funcționari publici, primari, viceprimari, city manager, deputați, senatori, nimeni nu a venit să stea de vorbă cu voi, deși toți aceștia sunt parte dintr-un sistem plătiți din banul public, pentru că sunt bugetari, nimeni n-a venit măcar, nu știu, să mimeze că le pasă. Da. Și doamna s-a dus la doamna Sanda și trebuia să vie să-i facă o anchetă. Vin, nu i-am mai venit pentru o anchetă, pentru locuință. O să vin, Mirabela, nu mai venit. Și la noi ne-au chemat odată toți, avem dosar, eu am dosar, cred că cel puțin, dar cam de când am trecut la evreu, i-a făcut dosarul la doamna Orghici și nu m-a băgat în seamă. De 10 ani? Aproape de 10 ani i-a făcut contractul. Cererea, dosarul? Cererea, da. Pentru locuință? Pentru locuință. 10 ani de zile, da? Da. Deci să înțeleg, doamna Sanda Orghici e personajul cheie în partea locativă, că am înțeles că domnul Cojocaru a chemat-o, domnul Boancheș a chemat-o, să spună care e treaba cu, da, cu spațiile primăriei, da? Da. Au zis că noi când ne ducem la dânsa în birou, nu veniți la mine, mergeți la domnul primar, eu ce dispune domnul primar, aia fac. Deci ce dispune domnul primar? Domnul, e un dialog al surzilor. Domnul Cojocaru o întreabă, doamna zice că nu sunt spații, primarului poate îi se spune același lucru. Da, vom pleca și noi pe acest fir, o să facem și noi o anchetă jurnalistică, pentru că dacă găsim că în ultimii 10 ani, deși dumneavoastră a depus o cerere, a spus dosarul și dacă cineva, vom găsi pe cineva în spațiile primăriei care nu s-ar fi încadrat în acele criterii pentru a primi o locuință, o să vedem cum va răspunde doamna Sanda Orghici, domnul primar, domnul viceprimar. Da, asta trebuie făcut. Măcar atât poate să facă presa. Și mai sunt 17 domni care iau niște bani buni pe lună, 17 la număr. A fost vreun consilier local de la oricare partid? Nu, n-a fost nimeni. De la niciun partid n-a venit nimeni. O întrebare pentru voi toți, că de această emisiune va intra și în weekend la Orion TV, cu siguranță în două județe aici din nordul țării, chiar cred că e important să ieșim și noi cu problemele dornenilor din Vatra Dornei, să trecem este cănișul cu problemele voastre, da? Vă mai pun o singură întrebare acum la final. Mergeți duminică la vot? Da. Mergeți, doamnă, duminică la vot? Da. Mergeți la vot? Da. Deci, asta mi se pare incredibil. Faptul că, deși nu a venit un politician, nu s-a sensibilizat pentru problemele voastre, voi veți merge totuși la vot. Așa percepeți voi, nu dați un vot negativ prin neprezentare, ci dimpotrivă, mergeți la vot ca să vă exercitați un drept. Normal. Așa e logic. Da. Aveți vreo speranță că problema dumneavoastră va fi rezolvată, indiferent că va fi rezolvată pe calea acestei, sau în urma acestui reportaj, că vor veni televiziunile naționale, că cineva se va îndura? Nu am speranță. Nu aveți nicio speranță? Nu. Dumneavoastră? Nu am nicio speranță. Nu. Iar dumneavoastră? Nu. Nu avem nicio speranță. Da. 5 ani. Aveți un mesaj pe care îl puteți să îl transmiteți? Nu mai. Nu. Deci nici măcar un mesaj, nici măcar un apel. Nu mai. Da, dacă doamnele nu mai au un mesaj, nu văd ce mesaj aș putea avea eu. Cuvintele sunt de prisos și cred că emoția acestor oameni care
S-au trezit după 50 de ani, după 30 de ani sau după 5 ani, dați afară din locuință, fără ca primăria să aibă o alternativă în mileniul 3, spune cam tot. Oameni buni, vă promitem că vom reveni cu detalii despre această situație incredibilă, o numesc, îmi permis să o numesc incredibilă, și cât ține de noi, sau ce va ține de noi de presă, chiar dacă vom depăși granițele Dornei cu acest reportaj bulversant de-a dreptul, vă garantăm că nu ne vom opri aici.